Ce spui de ce se întâmplă la PNL Suceava? Da, la PNL și Suceava se întâmplă de mult lucruri dintre astea. La ei cu interimarul. Cred că la PNL ar trebui să scoată definitiv din vocabular funcția de președinte ales. La ei președinte interimar. Și am laudat la o parte pe domnul Rozopol, care, după părerea mea, are față de liberal pentru că stă haina pe el. Și liberal înseamnă ceva mai select. Așa văd lucrurile. Și domnul Rozopol parcă era din filmul ăsta cu liberali. L-au pus pe domnul Gorea. Domnul Gorea explica astăzi că trebuia cineva care să aibă învergură să unească grupulețele din PNL. Domnul Gorea, cât a fost în guvernarea trecută, domnul Gorea a fost șeful Agenției Naționale Nucleare, ceva de genul ăsta, până la București. Eu nu l-am auzit să se manifeste ca politician în vechea guvernare, pentru că lui era bine. Cât stătea la București și avea o funcție foarte importantă, foarte bine plătită, era foarte bine și nu-l interesa ce se întâmplă la PNL. Cât a fost domnul Gorea subprefect PNL până în anul 2000, în perioada 97-98, când era Convenția Democrată, era foarte bine și nu se manifesta ca lider politic. Da. Acum, fiind în opoziție, omul se plictisește acasă și l-au adus ăștia să-l pună, adică el, marele pacificator, marele coagulator în PNL. Eu nu cred lucrul ăsta. Și PNL-ul, dându-l la o parte brutal pe Filip Rozopol, că nu poți, adică l-ai luat pe omul ăsta, l-ai stors de bani în campanie electorală, ți-a dat o oarecare față cu prezența lui acolo și acum îl dai afară, nici nu îl anunți, o chestie într-astea pe din dos, știi? O chestie bărfășească, așa? Și îl pui pe Valică Gorea. Domnul Rozopol, cu siguranță, nu va mai rămâne acolo. Eu, în locul lui, nu aș mai rămâne, că a spus Chit, că a zis că va rămâne membru PNL, dar nu-i mai trebuie funcție. Da. Și va susține pe Alexandru Băieșu, nu anunța, domnul. Nu știu, mai e mult până departe. Da. Dar PNL-ul a pierdut un om, pe Filip Rozopol, care era, putea fi și sponsor, are și față și l-a adus pe Valică Gorea. E treaba lor ce fac, da? În opoziție eu știu că trebuie să te întărești, nu să slăbești, că dacă vrei să revii la putere, nu? Da. Cum comentezi declarația deputatului? Mă pui să comentezi în continuu. Păi la comentariul zilei. Da. Deputatului PDL Ioan Bălan, care spune că e totul bine și frumos în coaliție. Domnul Bălan n-avea azi cine să vorbească la PDL și l-a pus pe Nelu Bălan să vorbească. El a apărut așa foarte senin că totul este în regulă, că în coaliție lumea se înțelege foarte bine și că ideea care era? Că PSD-ul mai iese public să-și facă imagine pentru că suntem într-un an electoral și vezi, doamne, PSD-ul are nevoie de imagine pentru candidatul la președinție. Păi da, și PDL-ul are nevoie de imagine. Și domnul Balan spunea ceva că pe la direcția Silvică au fost niște neînțelegeri. Că, domne, adică am stabilit că eșalonul 1, adică directorii vor fi de la PSD, dar să nu umble mai jos. Nemulțumirea PDL pleacă de la următorul lucru. S-au schimbat 11 șefi de ocoale silvice, oamenii PDL-ului, și PDL-ul a sărit de fund în sus, că nu i-a convenit lucrul ăsta. Și de-aia carotează PSD-ul și nu lasă să obțină funcția de șef al gărzii financiare, așa cum s-a stabilit în interiorul coaliției. Ei s-or fi întâlnit și or fi stat de vorbă acolo între ei, în cadrul coaliției. Ce înseamnă coaliția asta? Se întâlnește Gheorghe Flutru cu Gabriel Mârza. Și dacă mai vine și eu în stan la PSD și Orestul Onofre la PD. Asta e coaliția. Să nu crezi acolo că se strâng 50 dintr-o parte, 50 din alta, cu scuturi, cu semn. Nu. Și stau de vorbă. Na, și mai zic și vorbe grele și, pe urmă, fiecare când iese de acolo, normal că una e mai ușor să vorbești în afara incinte acolo și să spui într-o conferință de presă ce te doare. Dacă, mai ales dacă vezi că acolo la ședință tu vorbești, ăia zic așa și fac ca ei. Și domnul Balan a venit, nu, că totul e în regulă, sunt mici probleme. Cum, asta nu este o mică problemă. Și fie a gârzii financiare nu este o mică problemă. Noi suntem acum în luna iunie, nu? Da. Au trecut 6 luni de la formarea acestei coaliții guvernamentale. Și dacă nu erau probleme la nivel de coaliție, se terminau de pus șefii. Se termina operațiunea asta. Dar nu este gata nici după 6 luni. Deci sunt probleme în cadrul coaliției PSD-PDL și după aia am sesizat nonșalanța cu care Nelu Bălan spunea că 4 ani vom sta împreună la guvernare, adică PSD-ul să stea liniștit că tot împreună vom guverna. Probabil că Nelu Bălan merge la ghicitoare din astea sau dă în cafea sau în ghioc sau în bob de orez sau un bob de măslină sau un bob de linte. Da, a vorbit și el acolo. Îți mulțumesc. Nu se întâmplă nimic, oricum. Nu. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor și domnilor, comentariul zilei se încheie aici. Numai bine.